Trebuie să fie aici un elicopter sau un... o mașină, ceva scump. Mașină de... No way! Bine v-am regăsit la un nou episod de Pachete Pachete, pentru că am văzut că așa v-ar plăcea să se numească seria asta, așa că Pachete Pachete o vom numi și astăzi avem foarte multe în plan. În primul și în primul rând trebuie să duc o tură de... Stai mă, nu mi-au căzut niște chestii? A, nu, sunt în față, mai aveam eu o tastatură, un ceas acolo, bun. Deci, în primul și în primul rând vom duce marfa asta care costă undeva la vreo 15.000 cu totul ce am acolo. Deci o să ajungem la un 40.000 pe acolo, putem cumpăra magazinul ăla mai mare și putem vinde în sfârșit mini tankul ăla pe care l-am găsit în acum două episoade, cred. Și pe lângă asta vreau să cumpărăm doar containere din alea de bogați, pentru că din câte știu eu putem găsi elicoptere, mașini super șmechere și o grămadă de alte chestii. Totodată astăzi aș dori să participăm la tot felul de actionuri, adică să mai cumpărăm ori mașini, ori obiecte la, cum se numește măi, action, la licitație. Da, m-am oprit aici în parcare să-mi traduc în capul meu action. Câteodată am chestia asta, pur și simplu nu știu să zic un cuvânt, să-l traduc din engleză în română. Ok, deși este un cuvânt foarte ușor. Deci da, participăm și la licitații, tot ce se poate facem astăzi, încercăm să facem cel mai blană profit. Poate cumpărăm și pachete, pachete, vedem, ar merge să dăm la un container așa de început. Deși la ce ghinion am eu în ultimul timp, nu știu ce să zic. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clopoțelul i-aș aprecia pe toate enorm. Nu uitați și de un follow pe Instagram la nociv.insta, din nou apreciez enorm acolo. Găsiți și grupul de Instagram Nocivanii și dacă vreți, opa, ia vezi poliția cum a trecut pe acolo. Dacă vreți mărciu, de exemplu eu port Nocivanul în Apocalipsa Zombie, îl găsiți pe nocivanul.ro, de toate, tricouri, hanoraci, ghiozdane, toate nebuniile, cu toate modelele. Bun, poate facem un model și cu mafia, că noi suntem cu mafia aici pe zonă. Ia vedeți, frățiorii, ce am adus special pentru voi, stai un pic să le dau jos. Avem toate artefactele din lume, ălea nu ne interesează. Hai să dăm lui frățiorul artefactul prima dată. Ia aici, să fie primit. Mai avem și... Bă, nu mi-a dat bani pe primul, ați observat? Sau mi-a dat, dar mi-a dat foarte puțin. Bă, nu fă d-astea aici, ia vezi, pentru asta. Bun, 10.000. Deci avem 39.000. 39.090. Bă, și nu știu dacă să mă risc. Știi ce aș face acum? M-aș duce la magazin să vindem toate chestiile pe care le avem, că avem foarte multe chestii, enorm de multe chestii. Adică am strâns acolo, doamne, doamne, cred că am peste 50 de chestii pe care le pot vinde. Clar nu o să am spațiu pentru toate, dar ce putem face este să punem un preț din ăla miculuț pentru toate și să le vindem rapid, așa, hop, ia vezi mă, stai, 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 că nu se oprește aici, hop, ia. Și încă o dată, nu mai. Atât a fost distracția. Rămânem și fără combustibil, văd. Bun. Deci de urgență mergem la Maga să vedem cum o vinde noi produsele alea. Și, bă, să mai cumpăr eu un container, mă, să mă mai risc eu cu un container. Nu știu ce să zic. Dă un like. Deci dacă tu dai un like acum, oricum eu fac asta, dar mă încurajezi în momentele astea. Mă duc să mai cumpăr un container. Hai mă, like-ul tău mi-aduce noroc. Oricum eu îl cumpăr, știi? Știi ce zic? Că na, n-am ce face, nu suntem live. Pe live era mai tare. Poate facem un live cu Dealer Simulator. Wow, ce-a fost asta? 4 rostogoliri. Deci dacă asta nu mai e o schemă schematică, nu știu ce mai e, aveți drifturi. Bă, dacă voiam să fac asta era imposibil. Iubesc simulatoarele astea care sunt atât de, nu știu mă, sunt atât de buguite încât poți să faci sărituri din astea nebune. Bun, hai mă, cumpărăm un container așa de început, pachete, pachete, da? Asta sperăm noi. Uite că mai și aveam chestii înăuntru. Deci eu am ajuns atât de bogat încât nici n-am mai luat toate chestiile. Ok, ce mai aveam frățiorul aici? A, păi numai gunoaie. Acum înțeleg. A, pe trebuie să dormim. Asta e. Atunci mergem de urgență la Maga, care este chiar aici pe stânga imediat, și cumpărăm.
Adică vindem. Nu știu ce am zis, cumpărăm, dar să cumpere cumpărătorii cumpărături. Aha, am vorbit dacă e și o parcare incredibilă, aș putea spune. Luăm cele două produse. Mamă, ce e aici? Uite-te și tu câte chestii am. E jalea de pe lume. Da, cred că asta nu stă bine. Bun, îmi va lua mie ceva până voi pune produsele, dar voi pune produse full și voi chema primii clienți. Bun, 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 fiți atenți. Am pus toate produsele acolo că ocupau mult prea mult spațiu aici și era jale. Și ceea ce trebuie să facem noi este să punem câteva prețuri. Am pus produsele stricate, o parte din ele cel puțin, în partea aia să știu să le duc la reparat. Și momentan va trebui să pun eu preț la fiecare produs în parte. Hai să vedem. Avem niște ciubote pe aici cu 69 de dolari. Punem cel mai mic preț posibil. Aici 280, să vină foarte rapid clienții. 283 și tot așa până la sfârșit. 284. Merg. Bun, de angajați n-am momentan nevoie. Este și foarte târziu, așa că mai bine ne punem să dormim. Pornim magazinul, deschidem magazinul. Aș da o tură până la pachete, să vedem dacă mai prindem ceva bun pe acolo. Și până atunci se strâng și clienții. Mai avem și afară niște produse de vânzare. Da, mă, o să facem un profit blanerul de tot. Hai că dacă tot i-am prins pe ăștia doi aici, să vedem și ce doresc ei. 50 vrei să dai tu? Hai, mă, dă și tu un 60 și al tău. Bun, perfect. Următorul, poftiți 2 dolari, știi ce? Ți-l și dau pentru că itemele astea sunt doar pentru skill points. Mă urc frumos în mașină și i-am dat tare către pachete. Hai să vedem că sunt curios. Sunt extrem de curios dacă dăm de un container bun. Sper din tot sufletul să nu fie pe minus. Pentru că dacă e pe minus, e jale. De ce? Pentru că noi trebuie să cumpărăm magazinul astăzi. Să putem vinde mini-tancul și să putem cumpăra cât mai multe containere din alea scumpe. Că acolo e șmecheria. Însă, de fapt e bine. Pentru că dacă o să vând mini-tancul ăla, instantaneu voi avea suficienți bani pentru a cumpăra încă un container, din ăla mare, bineînțeles, și să sperăm că ne ajungem pe minus. Practic, dacă noi facem profit acum la pachete, ne-am scos. Bun, voi cumpăra containerul ăsta. Blue container, 10700, țineți în pumnii, like-ul blană pentru extra noroc și... Bă, nu e rău, nu e nici bine, e așa mediocru, ne riscăm puțin pe mai nimic, bă, dar nu ieșim pe minus, asta e foarte important, nu ieșim pe minus, e bine, putea fi mult mai rău de atât, punem ăsta aici să nu-l pierdem, sper să nu vină poliția pe drumul ăsta că e jale, laptopul ăla dacă era de gaming era și mai și. Practic am mai luat câteva iteme pe care trebuie să le vindem. Cu oricum va trebui să ne ocupăm puțin și de vânzări. Nu merge numai cu pachete. Adică jocul ăsta se bazează și pe vânzări, cumpărări. 1200, ăsta cu ăla m-am mai scos. De ce nu? Ăstea sunt stricate. Dar merg. Adică facem profit. Ceea ce e cel mai important. Practic profitul îl faci exact din itemele astea pe care eu de obicei nu le mai luam, că mi-era lene. Că n-am, mi-am scos banii. Și uite, de aici facem profitul. Ok, ăla nu-l mai iau totuși. Dacă e 30 de dolari sau sub 50 de dolari, nu mă prea obosesc, n-are sens. Bun, ne ducem repede să... Sau știi ce? Mă duc la magazin să mai vând câtorva clienți și după îi dăm direct torpilă către mafie. Avem chestii ilegale, să avem grijă să nu ne prindă poliția, că dacă ne-o prins poliția acum, vă zic sincer, suntem rip. Nu ne dorim asta, așa că țineți în pumnii. Poliția e fix în fața mea. Va trebui să facem o manevră. Vine spre mine? Bă, nu. Nu vine. Se duce fix opus. Facem o manevră aici. Poliția clar va trece prin fața magazinului meu. Așa că o să duc eu mașina direct în spate. Frumos aici, la umbră. Nu ne știe nimeni. Ok.
Bun. Vom da ăsta. În fine. Nu voiam să fac asta, dar dăm ăstea jos. La fel și artefactul. Cu mai bine vin cu mașina în spate. Și acum ăstea. Bum. Faci mișto. Le punem aici. Bun, ne întoarcem după ăstea. Perfect. Avem loc pe acolo? Nu avem. A, mai avem încă. Bă, 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 bă. Bă. Stai. Nu. Nu îndrăznești. Am crezut că le-am pierdut. Pachete, pachete. Și acum direct vine poliția pe aici. Ce să vezi. Bun, luăm și astea două. Bă, știi ce? Mai bine le duc așa, mă. Dă-le încolo, că până le ducem noi. Salutare, domnul polițist. Să trăiți, să duceți o viață incredibilă. Le ducem așa. Cum mă, n-avem clienți? A, pe eu n-am deschis magazinul. Tare. Tare, ce să mai și zic. Hai să punem astea la vânzare, dar nu știu unde s-a cumpărat. Aici s-a cumpărat. Bun. Dăm și ăsta cu un 61. Deși cred că am pus prețul puțin cam mare. Și ăsta cu un 283. Aici îl punem. 250, hai. Să-l dăm rapid. Cel mai bun preț din lume. 119-119 vindem instant. Vezi, mă, dacă avem prețuri bune. 63 îl vindem și pe ăsta. Bun. Deci am mai vândut la câțiva clienți. 2 clienți mulțumiți astăzi. Mai vine și doamna. Hai să vedem ce cumpără doamna. Poftiți, vă rog. Dar cum să nu? Poftiți, poftiți. Cu ce vă servim? Deci vrea să cumpere un laptop de gaming. Ce ar fi să-mi dai un 930 pe el și ne înțelegem? Nice. 29.000 de dolari. Mergem să vindem și... Asta n-are preț? 1500. Cum? De ce nu pot să pun preț? S-a stricat ăsta? A, uite că are preț. 1700. E, lasă-l așa. Lasă-l așa că e bine. Fii atent că mai avem clienți. Bun, hai să vedem ce doresc să cumpere dragii noștri clienți. 168 de dolari. Și eu am cerut 203. Hai, dă și tu un 190 și ceasul este al tău. Perfect. Nu, era culmea să dorești același lucru. Vrea scaunul de afară, scaunul numărul 21. Ok, ce-ar fi să-mi dai un 380? Perfect. Asta îmi place că imediat se fac negocierile și din cauza faptului că am pus prețuri foarte mici. Ia să vedem, vine domnul, am aici la produse pentru voi, dragi clienți, de n-am unde să le țin. 256, 256 vândut. Poftiți și dumneavoastră, domnul. Eu îi întâmpin aici, nu stau. Hai mă, ce vrei? Hai mă cu 37. Deci fiți atenți, eu nu stau aici. Eu stau aici, lângă client. Să simtă că sunt alături de el. La propriu. Ia uite-l, mă. Bă, dar vezi că vin clienții non-stop. 176. E, dar tu-ți bați joc. Dacă nu dai 230, nu ți-l vând. Hai, pleacă. Poftiți, dragii mei clienți. Ce doriți dumneavoastră? Niște... O, păpuci la 95-95. Bam! Eu zic păpuci la orice, ok? Da. Știu că sunt nebun, dar ce să facem? Așa m-am obișnuit. Punem un 90 la domn, nu? Nu dai? Hai mă, 85. Ultima. Pleacă de-i să nu te mai văd. Pleacă mă, n-auzi. Ăsta vrea să mă facă pe față, mă. Bun. Cred că pierdem prea mult timp aici. Punem un 1400 mobil asta să scăpăm de ea. Și să vedem dacă vine cineva să o cumpere. Poftiți, poftiți. Cum să nu? 280, 280. Nice. Următorul. Mă, dar de ce nu vine nimeni să cumpere mobil aia? Că acolo facem noi banul. Știi ce? Cred că o să plec. Mă duc să vând... Stai pic, e chiar poliția aici. Mă duc să vând nebuniile astea. Ce mai avem noi acolo? Un alt artefact. Mai avem niște iteme. Bă, dar nici nu-mi pasă, mă. Dă-le încolo de iteme. Hai că avem treabă. Ieșim pe aici cu mare grijă. O mașină de poliție vine spre mine în momentul ăsta. Așa că nu mă voi risca prea mult. Am și mutat din greșeală mobila. Și am plecat cu pachete, pachete. Trebuie să avem mare, mare grijă că e jale ce se întâmplă pe aici. Cred că vom lua drumul nostru clasic. Pentru că n-avem cum să ne încurcăm. Oricum, copoii sunt pe autostradă acolo în stânga, după cum puteți observa. Eu voi merge puțin pe drumul ăsta lateralnic, care trece fix pe lângă containere. A, dar mai putem cumpăra unul, corect?
Nu că n-am dormit. E, ai. Mai puteam noi să riscăm cu încă unul. Da, nu mai. Nu mai avem timp de așa ceva. Aici trebuie stânga de urgență. Copoii sunt fix în față. Două mașini de poliție. Încetinim puțin să nu ne intersectăm cu ei și... Torpilă! Asta era super groaznic. Și încă e. Tăte, bă. Deci dacă în momentul ăsta trecea o mașină de poliție pe acolo, eu eram rip. Ok. Mare, mare grijă la asemenea momente, că astea sunt groaznice. Deci momentele de genul ăsta sunt definitorii pentru serie. Dacă mă prindea iar poliția și ajungeam la 20.000, nu mai aveam bani de magazin, nu mai aveam nimic, eram jale. Deci clar nu ne permitem să ne prindă poliția. Stai un pic că avem viteză puțin cam mare. O jucăm super safe. Va trece o mașină de poliție, după cum puteți să vedeți și voi. Tân, tân, tân. Ok, a trecut mașina de poliție. Perfect. Iar noi ne ducem la frățiorii noștri. Ce ziceți, măi, frățiorii? Bam, bam și bam. Ia vedeți ce am pentru voi special. Special doar pentru voi. Le lăsăm aici că mai am încă un artefact. Și asta e cam și ăsta. Bun. Păi bă, chiar facem niște bani aici. Ia vezi, mă. Deci odată ăsta cu 1200 am primit banii. Odată ăsta cu 10.000 am primit banii. Și ăstea nici măcar nu mai contează, că se mai buguiește uneori și nu primești banii. Dar dacă nu-i primeam, lasă-mă să fie primit. Eram și eu schemuit puțin de frățiorii mafioți. Și bun, salutăm pe domnul polițist, îl salutăm din mers, așa. Salutare, domnul, să trăiți. Stimă și respect, că nu m-ați prins, nu de altceva. Și acum mergem de urgență să cumpărăm magazinul. Care magazin este? Wow, ce-a fost săritura aia? Magazinul ar trebui să fie fix aici. Ia vezi, mă, e fix lângă mafie. Și magazinul e chiar în capăt. 42.000 de dolari. Ar trebui să fie suficienți bani. Parcă 39.000 costa. O să avem o săritură nebună. Și suntem chiar ok. Nu mă așteptam. A, ăștia sunt solizi. Adică nu trecem ca prin copaci. Bine de știut. Stăm pe spate, chill, lejer. Mergem să cumpărăm noul nostru magazin, unde vom vinde instantaneu mini-tankul ăla. Nu știu dacă am timp să-l vând azi. Uite-l aici, vezi-l, a rămas, e perfect. Punem o frână nebună și hai să vedem. Îl cumpărăm, 39.000, acceptăm. Am rămas cu 3.000 de dolari. Mamă, cât de fain e magazinul ăsta. Uite cât de spațios e. Prea tare. Așa. Shop name. La Nocivan. Frumos. Și scrie afară? Parcă da, parcă trebuia să scrie afară. Ia. Da, mă, scrie frumos La Nocivan, nu? 23.000 de dolari costă mini tankul pe care l-am găsit. Deci fiți atenți, mergem așa. Cum îl cuplam? Pe T. Dăm cu spatele puțin. Nu știu cum îl pun acolo. Oare pot să-l pun așa? Ia. Uite cât spațiu avem afară. Așa, noi luăm o mică curbă aici. Se lovește, mă. Dăm cu spatele, luăm... Nu-i bine. Așa. Luăm curba mai din timp. Și lăsăm așa, e bine? Ia. Îl putem vinde? Se încadrează? Da, mă, se încadrează. Și îl dăm cu 22.500. Ar trebui să avem clienți. Deschidem de urgență magazinul de aici. Și hai să vedem. Chiar sunt curios. Deci sunt extrem, extrem de curios. Acolo se încadrează mașina? A, nu, s-a încadrat aici. Este, mă, s-a pus pe două locuri. Foarte ciudat. Fii atent că avem primul client. Au venit doi clienți. Deci dacă ăsta oferă puțin...
Negociem cu următoarea. What? Eu vând de la magazinul celălalt. La magazinul ăsta. Ok. Bun, hai să vedem ce clienți mai avem noi aici. Ceasul îl dorește doamna la un 230 special pentru dumneavoastră, doamnă. A, și următorul voia fix ceasul. Ce tare. Bă, dar e tare că poți vinde, adică spațiul pot folosi și de la celălalt magazin. E ca și cum am un lanț de magazine și clienții dacă vin aici cumpără de acolo, se duc ei și își iau produsul, nu știu. Nu știu exact care-i treaba. Dar văd că durează foarte mult până ajunge clientul la... la pupitru. Dăm ceasul cu 284, poftiți doamnă, până îmi vine mie clienta, îmbătrânesc. Poftiți, poftiți. Bine mă! Cumpără mini-tancul. Luați-l doamnă cu 21.500 și gata. Perfect. E pur și simplu perfect. Perfect. Cu timpul rămas, ce-ar fi să ne urcăm noi în mașiniță și să mergem să cumpărăm un container din ăla scump. Adică, practic, în momentul ăsta ori pierd toți banii, ori facem profit. O, să trăiți! Stați un pic, am niște probleme la condus. Să trăiți, domnii polițiști, ce ziceți, ce faceți? Sunteți bine, sănătoși? Mă bucur, mă bucur pentru dumneavoastră, să știți. Mă bucur enorm. Drumuri bune, drumuri bune! Hai că vă despaunez eu, să ajungeți mai repede la secție, să trăiți! Nu mai vine... Doamne, atât de mult îmi place să mă distrez cu copoii, de n-aveți idee. Bun, deci pe aici este mafia. Bă, dar oare eu pot găsi chestii ilegale în containere acolo sau nu? Că mă cam interesează să știu acest lucru. Hop! Hop, hop și barabara. Hopa, 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 hop și așa. Domnul polițist, să trăiți, vă despaunez eu, cum să nu? Este bucuria mea, cum să nu? Stați liniștit. O, veniți pe contrasens. Bă, credeam că e polițistul, mă. Îl vedeam pe minimap. Să trăiți, domnul polițist. Nu-i nimic. Ne descurcăm noi. Bă, da, așa, mă. Așa, frățiorul, să văd și eu ceva în față. Ia vezi. Am schimbat viteza. Și. Dă-te, mă, din față, că am treabă aici. Să sperăm că putem cumpăra, deși este atât de târziu în noapte. Bum! O frână corespunzătoare. Din păcate nu mai am combustibil. O, să trăiți, domnul. Decizii, decizii. Deci avem 5 warehouse-uri. Adică depozite din astea mari, da? Deci asta înseamnă warehouse. Ce alegem? Decizii, decizii, decizii. Cred că o să cumpăr cu 17.000 de la un doctor. Pentru că măcar mai rămân și eu cu 8.000 și poate, poate, adică nu, sigur, cu profitul pe care îl facem din warehouse-ul ăsta, ar trebui teoretic să ne mai permitem măcar un pachete. Adică un container normal, eu o să zic pachete la orice. 3, 2, 1... Trebuie să fie aici un elicopter sau un... o mașină, ceva scump. Like-ul blană pentru extra noroc. Voi ați văzut deja, dar eu văd... mașină de poliție! No way! Asta trebuie să fie insane de scumpă! Bă, mi-am scos banii oricum, cred. Mă, frate, 11.000. Eu o păstrez pe asta. Nu pot să cred că pot conduce eu. Deci eu o păstrez pe asta. Tu-ți dai seama să facem... Ia, portbagajul, poți deschide? Nu, nu-l poți deschide. Tu-ți dai seama să facem chestii ilegale cu mașina de poliție? Prea tare. Ia. Nah, dar nu pot să pornesc girofarul. Hai mă, nu fă troll. Ce tare era. $11.000. Bă, cum să coste, bă, mașina $11.000, mașina de poliție? Tu glumești?
Oleu și vai de mine. Mie nu vine să cred. O trebuie să ne cumpărăm și mașină mai spațioasă, ca asta e jale. Ne trebuie direct un tir. Bă, frate, bă. Cum așa ceva? O să duc eu astea oare așa? Să știi că s-ar putea. Mă chinui puțin. Bun, să sperăm că n-o să pice la prima curbă. Mergem și noi mai încet. După care luăm și mașina de poliție. Da, mă, trebuie să mai încercăm. Mai dăm câteva drumuri. Asta e. Stai un pic, aprindem lumina, perfect. Și conducem de aici. Conducem încet. N-avem mult de mers. Și ne vedem direct la magazin. Stai puțin, că dacă trecem fix pe aici, ar trebui să băgăm niște combustibil. Sper să nu pice astea, te rog, te rog, te rog. Hop, hop. Bun. Perfect. Și cum băgăm noi combustibil, că e prima oară? Ah, așa? No way. Ok, asta a fost mai ușor decât credeam. Bă, dar se putea, mă, să n-o pățesc eu. Băi, și atât de bine le-am dus până aici, mă. Uuu, ce frumos. Bine, nu cred că o să stea, ce-i drept, dar... Bă, da, stă. Let's go. Din prima. Aprindem frumos, nu? Oribil, oribil ce s-a întâmplat. Oribil, domnul polițist, ajutați-mă, vă rog și eu, frumos. Nu știu cum mai iau eu asta. Niciodată nu o mai iau. No way că o merzi în prima. Bă, dar mă încurcați și voi, mă, pe bune. Nu, fără accidente. Era să o pățesc. Nu, e, dar mă întorc după ea că nu mai pot. Lasă-mă în pace cât să mă tochinui. Dau direct în blană. Avem magazinul imediat pe stânga și ne întoarcem să luăm și asta. Ce mă tochinui atât, bă, frățiorul, că nu mai pot, mă enervează. Și acum, fii atent, fii atent, te rog, să pice. N-o picat, dar oricum, am mers eu foarte fain. Perfect, și aici vindem chestii scumpe, precum fotoliul ăla. Măi, eu n-am lumini. Parcă, așa, bun. Punem și mobila asta, frumos, o punem în picioare, dacă vrea să stea, cât costă? 900, hai mă să punem totuși 1050, că acum nu ne mai grăbim, trebuie să facem profit. Și 890. Bun. Mergem să luăm rapid și cealaltă. Aducem și mașina de poliție. Bă, nu știu dacă o să o vând sau nu. Parcă n-aș vinde-o. Dar n-am bani dacă n-o vind. Dacă n-o vând, nu vind. Mai facem noi un drum de pachete. M-am tot gândit ce aș vrea să fac eu cu mașina de poliție. Și bă, chiar vreau să o țin. Este foarte riscant, nu prea mai avem bani. O să vedeți ce plănuiesc exact. Faza e că trebuie să o iau de aici, să fiu sigur că n-o pierd. Și fiți atenți ce vom face. Încercăm să facem o singură livrare de iteme ilegale cu mașina de poliție. Deși nu știu dacă o să facem asta azi sau facem un episod special cu treaba asta. Bă, dar sunt în mașina de poliție, tu realizezi? Ia. Boom! Wow, ce se întâmplă? Da, deci l-am luat pe dragul meu coleg pe sus. Bun, mașina merge foarte rapid, îmi place. O să mergem până la magazinul celălalt. Pentru că noi trebuie să mai facem o groază de bani din alte chestii pe care le avem. Deci cu mașina asta clar mă pot deplasa mult mai rapid. Îs curios, poliția mă mai oprește? Dacă eu am mașina asta, poliția mă mai oprește? Că teoretic n-ar trebui să-și dea ei seama că am eu o mașină de poliție, că știi ce zic? Adică n-ar trebui. Acum nu știu, vedem. Sunt curios, chiar sunt foarte curios. Ia uite, polițistul în față. Măi, dragă colegule. Hai, te pupici. Mă duc în misiune. Dar vezi că se ține bine mașina. Stai un pic, nu vezi că e poliția, domnul taximetrist. N-ai puțin respect pentru... pentru lege.
și pleacă foarte rapid. Asta e tare. Nu derapează în ultimul hal. Păi și băi, eu nu mai am magazinul ăsta? Că văd că nu mai apare nimic pe hartă. Oh my god. Păi și eu banii nu i-am primit înapoi pe magazinul ăsta. Asta e groaznic. Nu știu cum să fac acum. Ceea ce e clar e că trebuie să dorm odată. Minus 30.000. O, ce tare. Păi și toate astea. Eu încă pot să pun aici la vânzare, mă. Da. N-are niciun sens. Deci punem chestiile scumpe la vânzare acum. Am pus ceva iteme de ia, vezi aici. Mă duc la Action Day cu mobila pe capotă. Doamne, iartă-mă. Hop! Nu știu dacă ajung eu cu ea până la licitație acolo, dar vedem. Ne chinuim să nu facem curbe prea periculoase. Bă, nu știu, mă, cred că ar trebui să o vând dacă vreau să mai am și eu un bănuț acolo să pot să fac ceva cu viața mea. Că nu mai am bani să cumpăr nimic. Tu îți dai seama, nimic. În fine, participăm la Action Day și punem produsele astea la vânzare. Încercăm să mai vindem din mobilă. Încercăm să cumpărăm ceva la Action. O să ne permitem clar, nici nu cap în discuție. O să ne permitem doar iteme, nu ne permitem să ne băgăm la licitația de mașini. Și să vedem. Deși poate ne permitem și la mașini, nu știu ce să zic. Action-ul o să fie cumva pe stânga, dar trebuie să încetinim încă de pe acum. Practic trebuie să fie... O să pice. Sau? Stimă și respect colegul! Doamne! Mă, frate, mă duc cu mașina de poliție la Action. O să încercăm să facem un episod special în care ducem iteme ilegale, las-o așa aici, cu mașina de poliție. Chiar o să fie troll rău. Îți dai seama, nici n-am loc unde pun itemele, o să fie tare. Cred că episodul următor asta vom face. Punem mașina... tu glumești? Nu mașina, mă, asta... mobila. Punem așa... hop! Așa ceva. Moment... bă, dar faci troll! E, stă! Bun, mergem la Action și vom încerca să licităm pentru ceva obiecte, că mașinile sunt scumpe. Na bun, ia vezi pe frățiorii, suntem pregătiți, avem tot ce ne trebuie și să participăm la Action-ul normal. Ia să vedem. În 10 secunde începe. Bun, 1400. Un tablou cu sultan. Trebuie să câștigăm ăsta neapărat. Eu sunt sultanul. Te rog, nu mai da. Hai bă, faci troll. Deci 1890 momentan. Îmi ia banii direct? Ah, nu, mi-a luat banii pentru că m-am înscris. 2300. Măcar două iteme de-aș lua. Te rog. Hai bă, zbați joc. 2700, mai mult de 3000 nu dau. Ok, 3300. Bă, dau mă, că deja văd că e valoros. Am zis că nu dau, dar chiar nu dau mai mult de 4100, să-l ia. Cine dă acum 4100, eu nu dau mai mult de 4100. E bătaie de joc. L-am câștigat, dar nu știu dacă să mă bucur sau nu, că cam mult am dat pe el. Ia să vedem cât costă asta. 1700, 1900, 2200, hai să-l iau și pe ăsta. 3400 am, te rog, nu mai da. 2662. Hai mă. Faci troll. 3024, hai. Momentul. Nu mai da, te rog. Gata. Dacă dă cineva mai mult, eu nu mai am bani. Te rog. Nu este. Bine mă. Nici nu mai am bani, $50 mai am, tu realizezi? Cum ies de aici? Pe ce mai, că nu mai am bani? Hai să-l cumpere primul pe sultanul. No.
Deci dacă le ia cu mai puțin de 4000, o să... Uite-te și tu că le ia cu 1500, păi... A, uite, pot opri muzica. Ok. Nu știam. Sunt curios cu cât se dă celălalt. Uite-te că n-ajunge la 4000. Ce bătaie de joc. Bă, ce bătaie de joc, mă. S-a dat cu 2800, bă. Și el costă cât? Ia vezi aici. 5000, am dat 4000 și ce... Mamă, ce profit la ăsta. Let's go. Nu văd nimic. Bă, ce profit. Let's go. Deci noi în total vom face vreo 12000, mai vindem pe acolo. Bă, să știi că facem bani de încă un depozit din ăla scump. Drumuri bune, colegu, drumuri bune, să trăiți. Numai bine vă doresc. Ție nu. Era să mă calce. Bun, hai să vedem cum punem noi astea. Le punem aici în față. Știi? Sper să nu le pierd pe drum, te rog. Te rog să nu pierd astea pe drum, te rog, te rog, te rog. Trebuie să mergem, bă, știi cât de încet? 20 la oră și fără mișcări bruște. Taximetristule-i! Vezi, nu fă figuri. Bun. Cea mai mare frica mea este că pot intra itemele sub pământ. Asta e marea mea frică. Și odată intrate sub pământ, le pierzi definitiv. Pa, pa. Știți momentele în care primeam eu câte 3 dolari și nu înțelegeam de ce? Ei bine, primeam acei bani pentru că anumite iteme picau pe sub pământ în momente random, din motive random. Și atunci, aici trebuie să avem mare, mare grijă. Nu... Asta m-a durut. O mai și călca pe ele. Oh, ce faci, bă, pune-le frumos. Nu! Bă, tu ești orb! Te rog, te rog. Șocat e puțin spus. Ne încalcă peste ăstea. Bă, omule. Sunt orbi. Cum n-au văzut mașina? Te rog, te rog, dacă îmi calcă pe tabloul ăla și se despaunează, o să fac ură rău de tot. Bun, unde au ajuns mobila acum? Doamne, iartă-mă. Bă, frate, sunt șocat. Nu știu pe unde au ajuns aia, dar e 1000 de dolari până la urma urmei. Ce contează este să ajungem cu tablourile întregi la magazin. Te rog. Fără accidente. Și... Gata, mă. Ia vezile. Nu! Mamă, cum se duc? E bine, mă, e bine, e bine, e bine. Bun. Deschidem magazinul, că avem astea puse aici la vânzare și să vedem dacă vin primii noștri clienți. Frumos. Se pare că vin deja. Luăm tablourile astea două și le vom pune la vânzare, bineînțeles. Însă mai avem până se eliberează locurile. Am pierdut eu aia, nu știu, o fi luat-o nebunie ăștia și-o dus-o. Mobila aia. 1000 și ceva de dolari, asta e, ce să facem. Bun, să vedem ce clienți avem. Ah, n-avem? Cum, de ce s-o închis, mă? M-am dus eu prea departe, cred. Poftiți, vă rog, doamnă, cu ce vă servesc? 280-280, s-a făcut, poftiți și dumneavoastră. Dați-mi un 96 de dolari, un 90, nu-mi dați, send away. Poftiți, doamnă, vă rog, cu ce vă servesc? 88-88, s-a făcut, poftiți și dumneavoastră. Poate cumpărați o mobilă, ceva pe aici. Dau sell la toată lumea. Ia vezi, mă, că am pus tabloul la vânzare. Te rog din tot sufletul să cumpere cineva tabloul ăla. Ia vezi că avem doi clienți. Intră, intră, domnul, poftiți, vă rog. Hai să vedem, te rog, tablou. 180, dăm pe un ceas care nu știu unde e. E la 7000 de kilometri, dar te descurci tu. Hopa, vrea cineva... Ăta, îmi dă prea puțin, mă, pe o canapea din aia, pe un fotoliu sau ce-o fi.
Dă și tu un 750, dar nu o să-mi dea niciodată în viața asta. Cu ce vă servesc, domnule dragă? Hopa! Așa da. Uite, domnul pe aceeași chestie va da 750. Frumos. Frumos, elegant, cât de cât. Mai avem 1400 de dolari rămași. Suntem vai de capul nostru, ce-i drept, dar putem pune și celălalt tablou la vânzare. Îl vom pune cu un 5700, fără discuții. Mergem să vedem ce dorește. Hopa! Mă, ce fac ei acolo? Apar, dispar, sunt magicieni cu toții. 280 pentru un VR. Alți clienți, vă rog, poftiți aici. Ia, dacă închid și deschid. S-ar putea să funcționeze. Dacă închid, pleacă și după aia vine. Opa! Manevre, manevre. Păi și nu mai vine altul? Sau doar câte doi deodată? Nu! Păi e deschis, de ce pleci? Problem, hopa! Și avem prima ofertă pentru un tablou. 5500, n-aș vrea să-l dau mai... Îl dau mă mai ieftin de atât, lasă-mă în pace. Șobolane. Vine doamna, nu vine. Pe atunci închidem și deschidem. Și următorul vine... A, nu vine direct. Închidem. Și deschidem. Uite că se spawnează câte doi. Vine domnul ăsta. Închidem. Și deschidem. Da, nu merge. Credeam că am găsit eu o schemă, dar nu. Ia mă că avem doi clienți, să vedem. Hopa, mi se oferă un preț mai bun. Ce zici de un 5400? Un 5300 pentru tablou? Sau 5200? Nu vrei. Nu-i nimic, următorul... dorește să cumpere un birou. Dă-mi și tu 1100 pe el, hai. Bă, dar ce sunt mă cu ofertele astea? Stai un pic, ia. Nu pot să-mi pun eu... Bum. Hai să negociem acum. 1100 vrei? Nu vrea nici acum. Deci mi-am pus un punct special pentru a putea negocia mai bine. Dar ce să vezi, tot n-a fost suficient. Mai aveam 11 puncte. Puncte pe care nici nu știu unde să le investesc. Hai, poftiți doamnă, oferiți-mi vă rog un preț bun, că toți care au venit aici și-au bătut joc pur și simplu de mine. Uite, stau și eu lângă dumneavoastră și discutăm aici, ca de la om la om. Frumos! 1400, bă, n-a mai vrut doamna să negocieze. Ce frumos! 6200, cred că mi-oferă ei un preț mai bun, mă. Nu negociez eu mai bine cu ei, mi-oferă ei un preț mai bun. Păi zi așa. 6500, bam! Ce frumos! Bă, ce aș vinde eu mașina aia de poliție? N-aveți idee, n-aveți pur și simplu idee. Hai să punem ăsta la vânzare. Ce mai avem noi pe aici? Un laptop, îl punem și pe ăsta la un... 190 să fie, să fie primit acolo așa. Și nu mai avem niciun client. Ba da, vin doi clienți acum. Poftiți vă rog, poftiți vă rog, haideți. Ok. Două doamne, ce vor cumpăra ele? Să cumpere una dintre ele un tablou? Se pare că nu. Un 120 dacă mi-oferiți, doamne, este al dumneavoastră. 110 ultima ofertă. Hai, șpa, șpa. Un tablou pentru dumneavoastră. 150. 140 ultima ofertă. Atunci, papa. Hai să vedem ce dorește domnul. Vrea el un procesor. Îl dau la 140. Perfect. A, voi așa la tot același procesor, mă, bă, lasă-mă. Din toate, tot procesor vrei, a? Dacă aș mai vinde tabloul ăsta la un 5000 și cu asta la un 970, apoi asta n-are preț, mă. De-aia nu veneau clienții. Deci astea două chestii, dacă le vând, sunt perfect astăzi. Bun, laptopul la 160, domnul vi-l dau, 150 ultima ofertă, hai 145 pentru dumneavoastră și ne-am înțeles. Ce frumos. Trebuie să vindem neapărat, bă ce mă sperie mașina mea de poliție. E parcată fix aici în față și mă sperie pe mine. Bun, aș mai vrea să vând tablou acela și mobila, adică biroul ăla ce-o fi. Hai, nu mai vine nimeni? Uite cum se spawnează câte doi și pleacă. Să sperăm că doamna asta vrea tablou sau mobila. Ia vezi că avem doi clienți, poftiți doamnă, bine!
5700. Deci costa 5700, mi-a dat 5300 și ceva și eu i-am zis nu, 5700. Și-o zis da. Tare. Ui, dăm direct sell. Și avem $16,610. Eu sunt extrem de mulțumit în momentul ăsta. Dăm un save game. Să ne știm asigurați. Ne revedem în episodul următor. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană. Le-aș aprecia enorm. Un follow pe Instagram la nociv.insta. Dacă doriți să-mi dați, apreciez și acolo. Și noi ne revedem în episodul următor. Toate cele bune. Dacă vreți în episodul următor să mergem cu mașina de poliție, să cumpărăm containere ilegale, scrieți în comentarii. Și sunt curios dacă vei reuși. Toate cele bune și pa, pa!